Cristi, acum am să-ți prezint un lucru pe care îl consider de importanță maximă. Vezi, iernatul este o problemă foarte importantă. Biostupul se comportă excelent la iernat 3-in-1. Când ai lada plină cu rame, adică să ai toate compartimentele pline. 6-6-6. Dacă ai, să spunem, și roiuri acolo și le pui pe 2-3 rame acolo și le înghesui, iernează foarte bine. Dar aici apare o problemă cu condensul. Oamenii încă n-au înțeles. Condensul apare ori de câte ori apare diferența de temperatură. Adică ce înseamnă asta? Nefiind toată lada plină cu albină, în imediată apropiere acolo a ghemului, apare diferența de temperatură, cam 2 grade diferența. Și acolo se produce condensul. Da? Frig rece. Cald rece. Întâlnirea... Cald rece. Și deci așa se întâmplă. Și acum am ajuns la următoarea idee. Cea mai bună iernare, iarna asta am iernat. Jumătate din stupin am iernat 3-in-1. Da. Și jumătate am iernat mai 2-in-1. Cum ar fi aici? Da? Asta este o ladă nouă. Acum contează și iarna, dacă nu e foarte... Sigur, dar noi nu putem ști dacă e iarnă periculoasă sau mai puțin periculoasă. Te pregătești pentru ce mai rău. Deci când te apuci de iernat, te gândești la ce mai rău. Adică să ai și minus 20, minus 30 de grade și ce se întâmplă atunci, cum poți ierna. Dar cum a fost iarna asta... Dar dacă ai 6-6-6, atunci mergi pe 3-in-1, clar. Mergi pe 3-in-1. Și am să spun că între 3-1 și 2-in-1 optez pentru 2. De ce? De ce, Cristi? Pentru că aici... Uite că am uitat asta deschis, trebuia să fie închis. Acum, la 2-in-1, aici pun în spate o bucată de polistiren de cel de 5, numeroade, nu nimic, stă căldură foarte bine pentru cele două, da? Da. În primăvară, când s-au umplut 6 cupuieți stânga-dreapta, Cristi, este superb. Am luat de aici, atenție că toată colegătoarea rămâne acolo, acele două. Eu am luat 6 cupuieți a unui compartiment și l-am băgat aici. Acum intră în scenă buzunarul. Extraordinar, extraordinar. Deci l-am băgat aici, ăsta se duce rapid, într-o săptămână se face full. Acolo e unificat. S-a unificat, sigur, pe două singuri mari, s-a unificat, am toate cu legătoarea. Da. I-am dat drumul ăsta. Și mergi cu varianta aia. Ăsta stă la căldurică aici, mă. Mă, stă la căldurică produsă de cel mult. Da. Căldură foarte bună. Și ea în primăvara. Deci expandarea e mult mai rapidă aici. Expandarea este spectaculoasă. Că aveam greutăți la expandare. La 3-in-1, da, trebuie să vii cu o ladă. Aici faci expandarea în aceeași ladă. Aici, mă, simplu. Aici e șmecheria. Simplu, mă, foarte simplu. Dragilor, este expandarea cu rezultate maxime. Rezultate maxime, lăsând buzunarul așa și văzând aici, da? Ce se întâmplă, Cristi? Ăsta se umple cu, în două săptămâni de zile, se face full. Da. Merge foarte tare, are toată colegătoare, tot. Când ăsta s-a făcut full, are 10 rame cu puiet, ăsta s-a și aranjat și el cât și-a revenit, pe ăsta îl iau, iau de la vecinul său, iar ăștia sunt din vecini făcuți aici. Deci ce vezi tu în ladă nouă, nu sunt iernați ăștia, sunt vecinii care au stat aici o perioadă de timp. Le-am luat de acolo și acolo a rămas o singură matcă, cum ai văzut-o pe matca aceea care controla de la un cap la altul. Da. Iar rămâne una singură, nu? Asta de toate s-au umplut, da? Da. I-am băgat-o aici în spate, am luat-o și pe asta, din două de astea am făcut pe al treilea, am dus aici. Așa se explică că lăzile acestea sunt din buzunărele care au fost retrase din față. Repet, pentru prietenii noștri. Am iernat 2-in-1. Da. S-au făcut full. Da. 6-6 rame cu puiet. Am luat pe unul, am pus un buzunărel. Da. Ăla s-a dus în față, așa. Da. Am stat până când ăla s-a făcut full și ăsta s-a dat drumul. Da. Și buzunărelul acum îl leu și mă duc deoparte. Iar familia care rămâne beneficiază de 3 guri. Da. Cu albină. Și ăstuia. Da. Deci, practic, pe ăsta îl vitrejez de 2 ori. Am vitrejit odată când am luat aici, acum a doua secvență care o iau acum.
Mai încolo. În... Da? În doi pași. Da. Că deci face el, cald. El suferă de două ori, dar cine e tot albina mea. Deci în tot albina mea, da? Tot. Dezvoltarea acestuia este, pe urmă, din cele, din albina colegătoare și acestuia preluată încă o dată. Uh-huh. Deci, practic, din două, unul se face full, da. Și în doi pași l-am făcut full, plin cu albină. Ăsta trece încă în etapa a doua și i-am pus nu câte unul singur. Dragilor, nu unul singur. Doi, unul lângă altul ca să încălzească. Cam un experiment Cristi cu unul singur. Nu merge treaba. L-am pus într-o singură ladă. Nu merge. Nu merge cum merge că se ia doi. Uh-huh. Două buzănărele din pasul 2 puse unul lângă altul creează o chestie foarte bună pentru că alternanța a fost cu ieri. Păi atunci de ce nu facem asta? Adică, uite, dacă iernesc 3 în 1, da. 3 în 1 într-un ăsta, da. Și dacă 6-6-6, da. Așa, cu iernarea cea mai bună căldură, da. Că aici e. Da, da. După care când vii, iei buzunarul, iei două buzunare și pui într-unul singur, da. Două buzunare unul lângă altul, într-o altă ladă. Așa. Și a intrat după aia cu... Intru cu varianta cu, așa. Da, și după aia le-ai pe astea două și... Am înțeles, spui. Dar tot îți trebuie... Așa cum ai zis că două buzunare iernează foarte bine unul lângă altul, nu da. Un buzunar singur într-o ladă, da. Asta e șmecheria. Iei din două buzunare de astea și pui unul lângă altul, faci o altă ladă. Păi am deci ai, ai iernare 3 în 1, da. 3 în 1, da. După care buzunarul, cele două buzunare faci într-o ladă, după care începi jocul ăsta, ca și cum ai fi iernat 2 în 1. Păi da, munca care este? Pe acela din față, pe unul din față trebuie să-l duc în, să-l iau definitiv. Îl iau pe ăsta definitiv și-l duc aici. Îl iau pe celălalt de definiție și îl duc aici. Bag o ladă la mijloc, să spui așa. Nu asta spun. Nu. Asta, nu. Deci vin cu o ladă, vin cu un biostub nou da, lângă da. Și iau buzunarul și îl pun în familia de bază și alt buzunar lângă. Așa. Și am că exact ca acum ca în față. Două buzunare, unul lângă altul. Așa. Care stea cu căldură. Da, da. Iar aici intervin ca și cum aș ierna 2 în 1 de acum. Cu fată, păi cu toată... Păi, dar și el e 6-6, păi și tot trebuie să ia și el, să-l ducă în spate? Da! Păi, dar să-l mai după ăla în spate? Păi, pentru ca să intri în procesul ăla cu no. legătoarea și tot no. ce înseamnă. Nu. Astăzi, dacă ai răbdare, să explic. Deci, varianta care mi-o spui tu, aceea, presupune să iau de aici, nu din buzunărel, de aici să-l iau și din partea cealaltă să-l iau. Că asta îți ducă pe tot. Și alaltul îți ducă pe tot. Și buzunărelul rămâne încă în studiu, dar că e full, trebuie să umbli și la el. De aceea... Nu mai înțeles. Adică, nu mai înțeles în sensul ăsta. Mai zic o dată. Deci, în doi pași, am iernare 3 în 1, să zicem, da? 3 în 1. Bun. Da. După aia fac în doi pași, adică vin cu o ladă și iau un buzunar și-l pun acolo și din alt buzunar și pun acolo, ca să stea, să se încălzească. Da. Astea dar ăștia au rămas doi blocați aici. Amândoi blocați. Da, dar în momentul ăla tu intervii cu ca și cum ai fierna 2 în 1 și faci expandarea respectivă. Păi, dar de ce să-l aduc și pe ăsta aici? Da, e o muncă în plus. Asta vreau să spun eu, dar tu nu mă urmai. E o mică muncă în plus din cauza faptului că muți buzunarul acolo. Atât. Atât. Muți buzunarul acolo. Asta e singura muncă în plus. Dar ai iernat 3 în 1. Da, dar nu... Atât. Nu mă urmăiești. Nu-mi convine... Pentru că tot trebuie să le iau și pe ăsta, că n-am rezolvat problema celor doi care sunt. Da, după aia faci, expandare. După aceea, chiar atunci trebuie să o fac. Pe atunci. Și de ce să le iau pe ăsta să-l duc în spate? Da. Când aș lua de ăsta deodată să-l duc aici. Pentru că ai nevoie de expandarea asta, 2-1, care e cu legătoarea, cum ai spus tu. Păi dar rămâne cu legătoarea aici, mă. Da. Dacă l-am luat pe ăsta și l-am dus la vecin și pe altul la vecin, ăsta e destul. Cu toată colegătoarea lui prezentă, ăla e cu toată colegătoarea. Deci este nu dusul lui în spate, mai din spate, ci de aici, din față, trebuie să discutez și fața. Da, am înțeles asta. Și colegătoarea am rezolvat-o. Okay. Bun. Iar următoarea problemă este să le iau și pe ăsta să-l fac. Deci în condițiile în care, Cristi, în condițiile în care am 3 în 1, trebuie să spun un lucru. Că am nevoie de două lăzi. Că la momentul când s-a ajuns 6-6-6, da. Eu trebuie să expandez și pe ăsta și pe ăsta să le iau. Uh-huh. Și atunci aici s-a adunat toată albina colegătoarea celor 3, da. Da? Iar celelalte două suferă un pic. Da? Suferă un pic.
dar nu-i bine să lași pe, într-o singură ladă. Deci, concluzia finală este asta. Expandarea, punând-o unul singur într-o singură ladă, este păguboasă. Eu am făcut-o. Unul într-o ladă? Da, clar. Păguboasă. Pentru că sunt nopțile reci, nu, și deodată l-ai răcit, nu, și ăla nu poate face față. Deci ea trebuie câte doi. Da, deci, câte doi. Câte doi. Acum, eu am mers pe varianta. Pe de altă parte, nu poți să mai distribui din rame, nu toate familiile sunt 6-6-6, să zicem. Și sigur atunci... că da, dar eu merg și spun, după ce am echilibrat, de am ajuns la nivelul acela, că da, unul ia mai înainte, altul mai urmă, depinde. Exact, de exact. Eu, facem echilibrarea asta. Da. Da, după aia... când timpul îți permite. Dar când ai ajuns la full, atunci povestea este fie vinzi cu tot cu ladă, cum mi s-a întâmplat să fac asta, cele trei, 6-6, am avut în primăvara asta la vânzare, așa, 6-6, 6 rame cu puiet, căpăcit. Uh-huh. Deci toți se întreba cum să fie căpăcit. Da, datorită căldurii. Și căldurii. Și căldura. Sigur. Deci datorită profilul și căldura, și protofilul și căldura, și datorită faptului că am urmărit un pic echilibrarea să fie tot adus la același nivel. Sigur, depinde și de măcile care sunt în fiecare compartiment, trebuie să o spunem foarte clar, trebuie să fie de același an și toată povestea. Da. În finalul este așa, că nu expandăm într-o singură lată. Da. Cât e de mare lata. Nu punem 6 într-una singură în primăvară. 6 sau 5 uneori, și ai făcut o crimă. Da. Crimă. Eu plecat toată albina Cristic, toată albina, pleacă marxiv albina. Plus că vrești în ropți de ăsta. Iarna și seara la 0 grade. Da. Și a făcut ora și puietul și s-a întâmplat. L-ai terminat complet. Da. De aceea, sfatul meu este ca tot timpul să avem grijă și ne ducem 2-1-1 tot timpul. Când ne-am luat, 2-1-1. Și compartimentul ăsta se folosește, Cristi, acum, cum o să vezi că mi-a folosit mie. Deci, îți voi arăta acum îndată cum, după ce s-a umplut ăsta 2, am luat unul și l-am pus în spate. Da. Da? Deci o să vedem și acest lucru. Deci este esențial, esențial să știu să expandez. Vedeți? Am spus-o teoretic de multe ori, dar n-am avut lucrurile definitivate și în momentul în care m-am lovit eu de toate neajunsurile care mi s-au întâmplat, am încercat să mi le explic și să viu pe urmă să lămuresc și să vă spun, dragilor, biostupul are secrete parcă greu de descifrat, mai ales totul vine... Da, buzunarul ăsta vine auxiliar, deci nu e doar pentru... Atâtea utilități găsești, atâtea situații când... Trebuie să fii doar creativ, atât. Da. De lua rama de acolo, tu ți-ai compartimentul, ai pus pe grilă diafragma cu patru ochiuri, ai de intrus o matcă, ai de făcut, nu știu, ai deschis ochiul, ai băgat, ai dat drumul, mirosul și cu circulul albina, totul merge perfect, perfect. Să vezi după ce mi s-a umplut aici, ce am făcut acum. Poți să închizi. Și astăzi continuăm leștul, treaba ta face. Dacă vrei sau nu... Dacă ajungem, aș merge cu ăsta, ca să... Hai, nu. Hai, ca să nu legi. Să-ți arăt acum concret cum am procedat. După ce am vândut lui Marius de la Galas... Da, pentru că se leagă cu ăsta din... Da. După ce am vândut lui Marius de la Galas Cristi, am avut câte doi așa în unul, și după care s-au umplut în față, amândoi, s-am trecut pe unul din ei, l-am trecut în spate. Iată concret aici, să vezi ce se pasă. În față acum s-a umplut de albine, iar în spate și ăsta lucrează. Cât de curând, urmează exact ce am spus mai devreme, și anume. Deci, ăsta e full. Da? Se vede pe deasupra, că nu mai desfac, n-are rost. Și full de albine este și ăsta de acum. Ce fac acum? Iau pe buzunărelul de aici și buzunărelul ăsta din partea asta și duc într-o singură ladă în față. Da? Cele două buzunare. Și am dat drumul ăstuia. Da, l-ai făcut după aia. Da, am făcut full. Intră pe albina pe trei guri de foc. Păi asta era sugestia mea la iernat. Asta era. Da, dar era munca aceea în plus, am povestit-o. Da. Am insistat și am spus că buzunărul prefer gol.
Deci prefer gol după ce am trăit-o. Da. Eu parcă... Bun, da, teoretic, dar eu spun practic. Da, dar să mai vii cu câteva rame de iarna, un nucleu acolo lângă, decât să stea gol. Depinde ce situație. Eu nu am spune că stai obligatoriu cu nucleu cu spatele gol, da, în loc să folosești spatele acela. Eu am spus, depinde de situație. Depinde de situație, da. Deci, eu am zis că am un rame și 3 și 2, da? Da. Și 3 și 2. De ce? M-am bucurat tare mult că m-am găsit în situația aceea de a, face mișcarea scurt. Da. Mai încă ceva. Nu găsești zilele cele frumoase ca să faci mișcarea, să te plimbi cu puietul sau vânturi. Da? Uh-huh. Când faci, să te duci la o altă ladă, să faci nu știu ce. Da, am înțeles, că e, da, e clar, nu. Eu mă gândeam zic cum să faci să beneficiezi și de iernat, De ce am făcut jumate-jumate? Deci, ce mi-ai spus tu mai devreme, e corect, dacă am situația și în care un roișor pe trei rame stă la lipit de acolo, cum să nu folosesc căldura aceea? Cum să zic, este crimă să nu folosesc. Da? Deci nu am spus că literă de lege, ci am spus doar așa, că e funcție de situație. Da, funcție de situație, corect. Așa. Deci, expandarea am lămurit-o cum anume procedăm, ca să avem excelență maximă. Practic să nu simtă puietul de acolo, să am căldura. Deci toată discuția o face pentru manevrarea căldurii. Căldura să fie cât mai bine conservată. Da. Cât mai bine conservată. Asta este sigur. Da, Pentru că dacă tu vrei să asiguri creșterea se face cu puiet, dar puietul o grijă multă că îți îngheață peste noapte și s-a terminat tot. Deci e... El are 30 de grade, 32 de grade în Cristine Voi. Da. Și tu... Dacă te-ai grăbit cu expandarea asta. Da. Este crimă. Da. Dar, genocid. Andrei de pe la Bistrița a făcut câteva greșeli și îmi spunea domnul profesor ce mă fac, uitați, vine 0 grade, am spart cuibul, i-am băgat rame, am făcut... Da, adică dacă te bagi în... Hai că de acum cresc... Da. Da, că e greșeală, teribil. Zis, băi, dacă mi-ai zis totul pe o carte, că va fi cald și eu numai cât cresc... Da, este grav. Da. Deci i-a spus Andrei, așteaptă să vezi intervalele pline, strânge cât se poate de bine... Ai văzut, am făcut și un filmuleț. Da. Ce facem primăvara? Strângem sau extindem? Strângem cât să stea albina strânsă. Atât de bine lucrează. De ce lucrează, spuneam? Da. Lucrează când ai văzut ultima celulă bătută de jos cu puiet. Păi de ce? Pentru că și-a permis să bage matca acolo. Da. A avut 30 de grade și acolo, la ultima celulă. Da. E intervale pline tot de albine, tot. Este superb. Deci nu vă grăbiți cu expandarea. Și cu cât înțelegeți mai bine treaba asta, așa se le sporesc ca să aveți albină sănătoasă, puietul sănătos înseamnă albină sănătoasă. Da. Să ne înțelegem. Și ritmul de dezvoltare este foarte bun, foarte bun. De aceea, cei care dezvoltă apicul, fac familie într-o singură ladă, de ce au mers pe 10 rame? Ca să fie strâns. E pe 10 rame stau strânși. Numai că îi lovește ca un tsunami, să zic, momentul în care s-au făcut full, roiesc de nebunia totală, n-ai ce le faci. Nici dacă pui 10 caturi deasupra. Păi da, că 10 caturi. Nu zic, dar sunt unii, se duc cu multe caturi, adică extind în sus, vertical. Dar pe 10 rame acolo cu cuibul acela nu se poate dezvolta chestia. Eu am 12 rame și ai văzut, mă duc și în stâng, și în spate cu matca. Deci acolo e prea strâns, mult prea strâns. Din 10 rame, unii să fie și o rezervă cu hrană, ce să mai fie și cu păsul? Deci cuibul de 10 atâta rămâne. Punct. Dacă ai nevoie de cuib mai mare, n-ai ce face. Caturile îți preiau din... Din rezerva de hrană. Da, dar nu-i... Matca este obligată... Operațional nu ai nimic. Matca e obligată să ducă și sus, de multe ori. Radi, chiar dacă e celula mai înaltă, cum e la noi, radi și-și bagă ea acolo... își bagă, să spunem, puiet. Deci tot îți strică. Deci la ăstea mici de 10, doar dacă ai venit cu, cum să zic, deasupra, cu o ladă tot de rame de 1, să gândești, caturi de gen de 1. Sunt situația că vin cu 1 pe 1. 1 pe 1 ca să zici că se extinde pe verticală. Bun, vin și așa, dar acolo 20 de rame de puiet nu acoperă. N-acoperă 20 de rame de puiet, amestecă mierea cu puietul.
Și care da. Să le extragi, care nu să da. Le extragi, ești nebunit. Deci, nici da. Nu există problema ramei clăditoare în aceste condiții, nici nu se poate pune. Dar nu, acolo e n-ai cum să te dar gândești. Dar eu am lucrat dar acolo. Normal, că n-ai cum să te gândești. Povestea. Deci nu ai cum să faci tratamentul cu rama clăditoare, oricât ai vrea. Păi, ea își face treaba acolo. Și caturile deasupra, da. La revedere. Deci își face treaba acolo, când ai băgat o ramă la crescut. Păi eu îmi permit la ora asta să bag rame la crescut. Tu da, uite, acum s-a lăsat destul de rece. Deci cum a intrat soarele nor? Cum? Parcă suntem pe lună, adică unde soare e cald și... Ei, la noapte nu-i mai mult da. De... Reglajul termen nu s-a făcut încă. Da. 15 grade da. Noaptea. Nu, mai zi, sub 12. Sub 12. 12 grade. Ei, tu știi, înțelegi că acolo trebuie să fie 40. Deci de la 12 la 30 da, trebuie să compenseze. Compensează prin efort. Consumă, da. Trebuie să producă căldură. Nu se poate altfel. Dar dacă deci, nu sunt indivizi, aceste lucruri care sunt esențiale merită, mai ales tinerii apicultori, să le știi foarte bine, pentru că ei se trezesc făcând da. Lucruri de acestea, da. Cum să spun, fără experiență și zice, oare de ce s-a întâmplat așa? Deci mie nu merge biostupul. Păi nu merge. Biostupul merge dacă respectăm foarte bine. Avem șanse să respectăm foarte bine toate condițiile ca să avem... conservată căldura cât se poate și se da. La maxim. Unii aruncă repede vina pe ladă, că, adică nu pe neștiința sau pe lipsa lor de experiență, ci lada e proastă. Lada e proastă da. Pentru că nu înțeleg ei despre ce bineînțeles, unul care nu știe să cânte da. La vioară, dacă pune mâna pe un Stradivarius, trage de trei ori cu ea și zice, nu, nu-i bună vioara, nu? Așa. Corect, nu-i acordată. Am aici, după ce am făcut povestea asta, repet aici, ăsta urmează acum cât de curând să fie toate buzunarele golite, rămâne o singură matcă, cum a rămas la Marius o singură matcă, da. Rămâne aici o singură matcă și următoarea etapă. Ei, Cristi, vreau să spun că tragerea continuă de mățile acestea ajung în stadiul acela de oboseală, să zic așa, da? Și acest lucru, când rămâne asta de mătură toată zona, trecut în partea asfaltă, eu trec pe ea în buzunărel da. Când fac mișcarea acum, da? Da? Da. Ei bine, știi ce se întâmplă? Intră spre da, ce am discutat. Varianta da. Schimb liniștit. Da. Deci, o conduci ușor spre... Conduc lucrurile de așa natură, de la expandare gândită toată povestea, încât ușor conduc spre schimb liniștit. Vreau să crezi că biostupul îmi oferă posibilitatea să spun că întreaga stupină, în 2 ani de zile de aici încolo, voi avea numai pe schimb liniștit. Da. Pentru că roitul este din da. Ce în ce mai rar întâmplat, câtă vreme faci treaba asta cu dirijat și totul e sub supraveghere și ai spațiu. Da. Tu te miști, faci în casa ta, cum schimbi pereții când vrei tu, cum îi vrei, da. Aranjată din arhitectură, ai schimbat totul, ai rezolvat tot. O casă modulară, cum da, s-ar zice. Da. Totul... Care se adaptează nevoilor familiei. Exact. Și în felul ăsta vom avea performanțe din ce în ce mai bună. Eu le zic prietenilor noștri că astăzi, prin filmul acesta care l-am făcut, am venit și am lămurit cât se poate de clar, cât se poate de bine, tot ce înseamnă lucruri pe biostup. Și acum tu practicai... Deci, în momentul de față, am în continuare familii la vânzare, da. Să le spunem foarte bine, dar mă pregătesc de surpriza aceea cu 3 în 1, deci voi avea 3 în 1, cu 6 rame cu cuieți, stânga, dreapta, cu rame de acelea full și cu măci de anul ăsta. Deci cât de curând încep măcile să se schimbe, să se împerecheze măcile da. Care ați văzut acolo, înmulțitoarele, mai fac o precizare, da. Înmulțitoarele în varianta cu 2 rame îmi dădeau o satisfacție. Numai că acela cu 2 rame, ca să-l pui deoparte, să începi să formezi o familie, trebuie să o faci cu multă grijă. Adică lângă el, într-o ladă nouă, să vii cu câte o ramă de puiet, cu puietul gata de ecluzionare da. Ca să-l primească, să da. Cumva să-mi omoare matca. Mi s-a da. Întâmplat să o și omoare, deci da. Să vă spun că a fost și altă albină mai încăpățânată, care s-a gățat, nu i-a plăcut mirosul la asta, a sezat-o, da. A gătuit-o, da. A omorât matca. Dar acum eu viu cu un nucleu de 4 rame,
Da. Din compartimentul acela, când am venit cu cleul de patru rame, are forța, are stabilitate, are forța lui proprie. Da. Și viu și mă lipesc cu 100% cu două rame acolo. M-am lipit cu două rame și am făcut omului 6 rame de cucuiet. Da? Și batcă tânără. Da. Deci asta este noua ofertă pe care o am. Da. Înainte de tei, deci înainte de curesul de tei, ofer 6 rame cu puiet fiecare compartiment și la prețul de 400 de lei. Deci ca să prinde culesul la tei sau la sau la Floarea Soarelui. Da? Și tei și Floarea Soarelui. Ei pot organiza dacă e la o anumită distanță. Da. Cu observația asta, că el trebuie să ducă, să expandeze două din ele, da? Două din ele trebuie să le ia obligatoriu. Da. Dar ăsta la altul care va fi full pe biostupul pe care îl dau eu sau, lada mea. Sau o să vină cu lada lui, dacă vrea. Nu, biostupul îi dau 3 în 1. Dau cu tot cu lada. Da, bineînțeles, clar. Eu sunt, Cristian, hai să spun un lucru. Sunt interesat foarte tare să dau tehnologia asta. El lada o are, el și a două lăzi ale lui. Da. E treaba lui când îi expandează. Am înțeles, da. Dar pentru mine dau așa. Între unul care vine să-și ia câte o familie în lada lui, am dat anul trecut așa, și cel care vine și ia 3 în 1 cu lada mea, da, înseamnă că eu aleg pe ăsta care vine cu lada, pe lada mea, ca să ne înțelegem bine. Chiar le pot să-i dau și un bonus. O vedea într-o discuție cu el ce pot să-i ofer lui, pentru că sunt interesat să-l pot convinge de facilități. Nu-l pot minți. Dacă lada asta oferă atâtea facilități, de ce nu beneficieze și el? Ei, asta este motivul. Da, măcar o ladă, știi? Măcar o ladă și ea. Sigur că da. Așa se înceapă. Da. Vrea să ia un număr de, să spunem, 10 familii, înseamnă că 9 în 3 lăzi și-au luat 3 biostupi. Și are și el, înțelege și el ce face cu biostupul ăsta. Da. Da? Deci filmele mele vorbesc, le spun tot. Dar una să-ți facă el acasă, să uite, băi, colectez polierul, fac asta, nu știu ce, toate, au spus profesorul asta, au spus asta. Băi, toate acestea sunt lucruri pe care am ținut neapărat să le prezint și le spun care este oferta pentru ca ei să... M-au sunat câțiva deocamdată, care îmi cer așa 3 în 1 și am spus, fraților, veniți cu 3 în 1... Nu veniți cu încă două lăzi, că faceți voi acasă treaba asta. Le iei așa, l-ai luat la pachet. La pachet, full, cu 3 și în faci acasă, da. Și îți faci acasă, expandezi povestea ta. E și mai ușor la transport, ai singur la lada. Sigur că da. Se poate lua cu o mașină mică. Da, cum? Vii cu o mașină mică, da. Ai făcut-o, băi... 3 familii într-una singură și pe aia expandezi acasă. Sigur că și atunci ți-ai făcut o treaba și ai promis. Nu stai cu 3, nu că după aia nu faci nimic. Dar la transport e foarte bun. Altă facilitate a biostopului, de exemplu. Exact. 3 familii într-una singură. Nu-i de râs. Nu-i de râs. Nu-i de râs deloc. Transport 3... Am avut situația asta. Sau la Mahmudia. M-a venit respectiv. Păi nu. Nu poți să faci. Plus că are aerisirea prin fund și chiar merge și în portbagaj, chiar așa cum ai spus, pentru că scoți fundul. Da, portbagajul a fost transportat, am avut emoții. Trei familii. Eu am stat tot timpul cu ei la telefon. Dar a mers. A mers perfect. Deci nu sunt chiar nimic deci o facilitate pe care trebuie să o luăm în seamă. La întrebarea când ne putem opri, nu se știe dacă ne putem opri, de la ce descoperim facilități din ce în ce mai multe la biostup și doar... Dar nici nu este interesul să te oprești. Ideea este în momentul în care găsești o idee bună de... Asta este într-adevăr extrem de valoroasă chestia asta cu tunelul și cu posibilitatea să, din Urdiniș să reglezi cu legătoarea, doar cu legătoarea. Da, este extraordinară. Cine o înțelege, înțelege. Cine nu, deloc. Okay. Dar este spectaculoasă pentru că nu faci decât să-ți dirigezi albina pe aici. Da, și pe aici. Cu legătoarea. Da, cu legătoarea și pe aici și pe partea asta. Îmi intră și pe acolo, dar și acolo am nevoie. Dar intră și pe partea mea, și pe aici. Probabil că începătorii se gândesc și ar pune întrebarea și o adresez în numele lor, să zicem. Păi aia care e cu legătoare, care intră în altă familie, nu mi-o moară matca? Poate să gândești acel începător? Da. Răspunsul, niciodată. Când ea vine cu încărcătură, dar niciodată nu se întâmplă asta. Există în apicultură o situație care nu-i deloc ortodoxă. Când o apicultor s-a așezat aici, bate pe dealul acela care acolo, să spunem, pădurea de Floarea Soarelui, pădurea de tei,
Și vine altul în fața lui, da, și se așează la 100 de metri. Și face același lucru cu stupina, dar... Și stă, da, în fața, da, lui. Da. Și cu legătoarea, da, cu legătoarea lui se oprește la... De foarte multe ori se zboară. Și culege, ia cu legătoarea. Ia cu legătoarea. Când vine o bură de ploaie, ceva, toată albina fuge acasă. Și dacă fuge acasă, la stupul cel mai apropiat. Da. Și acolo se duce. Da. Dar nu numai azi se duce, se duce mâine. Îi fură cu legătoarea. Mi s-a întâmplat așa, cu vagoanele, nu? M-am plasat undeva și pe direcția mea de zbor, da, s-a plasat altcineva. Altcineva cu vagonul. La 100 de... Tu nu mai poți să pleci că... Nu, s-a obișnuit albina, de acolo ești victimă. Ești victimă, da. Ești victimă. Și aceea chestie e de obraz, e dată. Îi bați obrazul respectivului. Da. Dar atât îi faci. Da. Și răspunsul la întrebarea ta. Da. Nu se întâmplă niciodată. Nu, deci stai liniștit. Tu, eu am adresat-o în numele celor care eventual s-ar... Își punea problema. S-ar pune, da. Da. Iată că cred că am epuizat așa probleme care mi-am spus, mi-am propus. Deci, să recapitulăm. Expandare am prins. Da. Pe urmă, vagonul. Biostupul la vagon, da, și la, da, închiderea ordinișului, da, pentru a îngrămădi albina în față, pentru a colege cu legătoarea din spate. Da. Apoi am vorbit despre modul în care dirijez mărcile mai obosite spre schimb liniștit de matcă. Da. Și o pot face nu neapărat cu cele obosite, o pot face cu celelalte, că de la, care sunt vioaie, că de la un loc acolo... Ele vor sesiza treaba asta, adică se vor duce, nemai putând acoperi, numai, efortul e prea mare să acoperi și într-o parte de alta. Când se duce în față, rezolvă fața, dar spatele se supără. Când, da, vine în spate, se supără și ei de față. Iar acest mod, chiar cu matcă foarte viguroasă, puternică, da, acest mod permite, cum să spun, izolarea măcii în spate, da, cu două rame, până în două rame, două foi puse până în rama clăritoare, da, iar cu trei rame cu puieț rămân în spate și rămân în spate până cresc astea, își vine și ouă și aici, în față își dă drumul la boci, da, în față își dă drumul la boci și acolo tu ți-ai dat drumul și ai dat drumul la mulțire. Valori și bocile cele mai frumoase, că nu este stresul maxim ca atunci când orfanizezi. Uh-huh. Ci mirosul, adierea vine încă. Albinele cresc bocile sub supravegherea mai îndepărtată a făcută de matcă, dincolo de gard. Iar dacă ea se duce acolo, se duce, eventual se strică, le strică pe o parte din ele. Cert este că dacă tu ai sezac și o dat drumul la boci, Cristi, dacă ai sezac, atunci poți să pui gardul. Da. Că dacă la jumate încolo bocile construite, după 6-7 zile și, da, nu ți-l iau rost, nu ți le roade, că, da, nici ea nu e așa, nu e atenționată că e un pericol pentru ea, ai pus diafragma cu patru ochiuri, ai produs izolația, ai pus diafragma în două, ai văzut bocile cele mai frumoase, le-ai lăsat două, trei boci în schimb, stânga, în dreapta, ai în felul ăsta șansa să dai drumul la două mătcuți în față, una dintre ele s-a împerecheat, cealaltă s-a întâmplat accident, pac, ai scos diafragma, ai o singură matcă, s-a unificat, da, și da drumul mai departe. Deci, vedeți, merge mulțirea simultan cu culesul, cu producția. Vreau, da, să spun, Cristi, crește producția pentru situația în care am jonglat cu urdinișul din spate și am băgat albina, crește producția cu 30%. Așa. Deci când ai băgat cu legătoarea, peste cu legătoarea aceea și ai mărit numărul indivizilor, crește cu 30%. Nu faci aceeași producție pe care îi faci-o cu cele două familii izolate. Da. Da? Da. Este știut asta. Că ai deodată băgat. Ea, la momentul de cules, familia își dislocă din ceea ce are în interior, spuneam la 50.000, 30.000 pleacă la câmp și, da, 20.000 rămân în stup. Deci dizloc ea destul din tineret și scoate afară la zbor și hai. Iar când tu ai făcut-o și ai ajutat-o, ai făcut treabă de luat azi. Ok. Bun. La revedere, dragilor. Pe curând.